când se căsătorește Laurențiu Regecamf cu iubita lui, Corina Caciuc. Laurențiu Regecamf și Corina Caciuc formează un cuplu de mai bine de un an, încă de pe vremea când antrenorul se iubea cu Ana Maria Prodan. Recent, aceștia au devenit părinți de băiețel, însă vor să facă și pasul cel mare, mai exact nunta. Când va avea loc evenimentul? În urmă cu un an, Laurențiu Reghecamf anunța divorțul de Ana Maria Prodan, reușind să ia pe toată lumea prin surprindere. Pe data de 1 iunie 2021, el și impresara își renuiau jurămintele, la 15 ani de iubire, însă la doar câteva zile anunța că a depus actele de divorț. În tot acest timp a urmat replici dure din partea Ana Mariei Prodan și s-a aflat că omul de fotbal se iubește cu Corina Caciuc, o tânără în vârstă de 30 de ani, care a reușit să-l facă pe antrenor din nou fericit. Cei doi aveau o relație dinainte ca Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp să se despartă. Cu doar două săptămâni în urmă, Laurențiu Reghecamp a devenit din nou tată. Asta pentru că iubita lui, Corina Caciuc, a născut un băiețel perfect sănătos căruia i-au pus numele Liam. Invitat într-o emisiune TV, Laurențiu Reghecamf a fost întrebat și când urmează să se căsătorească cu Corina Caciuc. El a precizat că acest moment se va întâmpla, însă momentan nici nu e posibil, căci e încă soțul Ana Mariei Prodan, asta deoarece divorțul nu a fost pronunțat antrenorul susține că nu e atât de important momentul nunții, ci cel mai important e fiul lor, care abia ce a venit pe lume și căruia trebuie să-i acorde toată atenția. Urmează, vedem, în momentul de față nu acest lucru este important. Important e liam, important e să-mi termin divorțul, important e să se termine tot scandalul care este în momentul de față. Din toată povestea, cea mai șifonată a ieșit Corina, a spus Laurențiu Reghecamf.